O echipă puternică, o echipă care s-a anunțat de la începutul campionatului cu pretenții deosebite și care se vede că se ține de cuvânt. Este locul 2 și are în componență jucători care au experiență foarte mare și valoare foarte mare și de aceea sunt și pe locul care sunt. Handbaliștii lui Andrei și-au picat testul Suceava, acum dau unul și mai greu. Știința Bacău vine decisă la Târgu Jiu să câștige și să nu piardă contactul cu liderul HCM Constanța. Ținând cont de ultimele două rezultate, Bacău și de locul care le ocupă în clasament, e clar că Bacău pleacă cu prima șansă. Cum noi trebuie să ne ridicăm la nivelul lor, că jucăm cu echipă puternică și să pregătim ceea ce urmează. După scandalul cu arbitrii de la meciul cu Suceava, gorjenii se tem și înaintea duelului cu Bacău. Nu e normal să-i trimită pe Pavel și State, se putea evita această delegare, a protestat șeful Gore Popescu. Cei doi fluierași au arbitrat și meciul din tur de la Bacău pierdut de energia. Pavel State, un cuplu de arbitri cunoscut în România, care arbitrează de regulă aceste meciuri. Menajat contra Sucevei, Păiuș e gata de luptă. Andrieș îl va folosi și pe jucătorul care a absentat până acum din cauza unor probleme la umăr. Am început să-l folosim puțin, se vede încă că are teamă la aruncare, dar e bine că a reintrat și că face în primul rând apărarea și după aceea vedem ușor să intre și în atac. Partida dintre Energia și Știința Bacău se joacă vineri seara de la ora 18 în sala sporturilor din Târgu Jiu.